Aceste scene au avut loc în februarie 2013, în sala de cinema de la Muzeul Țăranului Român din București. Pe ecran rula filmul The Kids Are All Right, proiecție care portretizează familiile de același sex, care marca luna LGBT. Evenimentul a fost întrerupt însă de zeci de protestatari care își anunțaseră prezența, inclusiv pe rețelele sociale. Deși poliția și jandarmeria fuseseră chemate în timp util, nu au intervenit corect. Se arată în decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului. Participanții au fost huiduiți și în cele din urmă nevoiți E o poză cu țăranul român. M-am bășit! Cârfelor! Fucking sluts!
în legătură cu încălcarea demnităților umane, prin faptul că au fost insultați, amenințați și autoritățile nu le-au protejat în momentul respectiv, la fel nu au investigat plângerile lor referitoare la încălcarea demnității umane. Și de asemenea, CEDO a găsit că persoanele au fost discriminate și în exercitarea libertății de întrunire pașnică. Curtea Europeană a invocat și articolul 41, care obligă România să plătească peste 59.000 de euro de spăgubiri. 7.500 asociației accept, iar câte 9.750 celor 5 victime ale acestui incident, și cheltuielile de judecată vor fi plătite tot de către statul român. Poză cu deci mai spune, când ai descoperit că ești fascist? Dar cum te-ai simțit tu? Eu nu înțeleg cum poți să spui așa ceva despre un om pe care nu-l cunoști. Ba te cunosc, ești fascist tu și cu tatăl tău. Păi de unde mă cunoști? Acum e prima oară când te văd. De pe internet? Da. Eu nu am decât un cont pe Facebook de internet. Poți să intri acolo. Uite, ți-l zic, da? Dar vreau să mă uit la un ochii tăi, nu în ochii camerei. Păi uite, așa, prin cameră. Îți zic contul meu de Facebook, intri acolo și dacă ți se pare că găsești ceva neofascist... Atunci spune despre tatăl tău. Ce părere ai despre fascismul tatălui tău? Ce să vă ești de acord sau te dezici total? Deci spui că toată lumea are aceleași drepturi, același drept de a exista. Nu înțeleg ce mă întrebi. Ba da, deci ce spui? Camera. Mai așa, mulțumesc. Ce părere ai despre fascismul tatălui tău? Dar nu este fascist, nu știu, confunzi. Atunci el ce crede? Spune-mi ce crede tatăl tău. Nu știu ce crede, dar gândește-te că el a... Nu vorbești cu tatăl tău niciodată? Ba da, vorbesc, dar gândește-te că el a luptat la Revoluție pentru libertățile oamenilor. Pentru libertățile, nu ale mele.